Crucea Roșie, filiala Călăraș, primește donații pentru campania umanitară Din Suflet pentru Suflet, ce va fi derulată cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Astfel se pot dona alimente neperisabile, produse de igienă, lenjerii de pat, haine, rechizite și jucării. Colecta se va încheia cu o tombolă la care pot participa toate persoanele care au donat. Se apropie perioada sărbătorilor de iarnă și an de an Crucea Roșie organizează o campanie suflet, din suflet sau? Din suflet pentru suflet. Dați-ne mai multe amănunte despre ce este vorba. Într-adevăr, este proiectul nostru de suflet pe care l-am demarat acum 7 ani și în fiecare an de sărbătorile pascale și de sărbătorile de iarnă avem colecte. Colecte de îmbrăcăminte, de alimente, de încălțăminte, jucării, rechizite pentru familiile aflate în nevoi materiale și financiare. Și anul acesta am dat drumul la 1 septembrie. Până acum o singură școală, doar școala Mihai Viteazu a venit de la o singură clasă cu ce au strâns, ce au reușit să strângă. Sper ca până la 12 decembrie să putem să strângem cât mai multe, pentru că nevoile sunt foarte mari, sunt extraordinar de mulți copii care nu au ce îmbrăca, nu au ce încălța, nu mai spun de adulți, de bătrâni în principal, că așa adulții mai dau o haină de la unul la altul. Dar este foarte, foarte greu pentru cei în vârstă și pentru copii. Numărul copiilor crește, mai ales bebelușii sunt din ce în ce mai mulți, mai ales în zona rurală și ce să mai, trebuie să-i ajutăm. Campania se derulează doar prin intermediul unităților de învățământ sau orice persoană care are posibilitatea poate veni să doneze? Pentru că până acum desfășuram prin instituțiile, prin unitățile de învățământ, am zis așa, începând cu luna aprilie, cu Paștele 2021, să facem de fiecare dată o tombolă și avem diverse produse, de la mingii de fotbal pentru copii, până la table magnetice și laminatoare, calculatoare pentru unitățile școlare. Și pe data de 12 decembrie, atunci când este ziua Crucii Roșii Călăraș, noi vom avea o tombolă. Atunci vom extrage biletele de tombolă câștigătoare. Vom avea 20 de premii, printre care și cursuri de prim ajutor sau cursuri de igienă. Se pot implica și firme private, se pot implica persoane private, unități școlare. Fiecare persoană, de exemplu, o clasă întreagă. Îmi vine clasa 1 de la școala X. Acolo primesc câți copii sunt pe clasă. Sunt 20 de copii pe clasă, primește fiecare un bilet de tombolă, iar școala, clasa respectivă, un bilet. Avem produsele care merg pentru unitățile școlare și acolo se vor extrage biletele care merg pe clasă și celelalte produse care merg pentru copii, mămici, tătici, se extrag din celelalte bilete care se dau per persoană. Ce anume putem dona? Îmbrăcăminte și încălțăminte pot să spun că stăm binișor anul ăsta, chiar bine la îmbrăcăminte. Avem nevoie în principal de alimente. Un pachet care primește, pachetul care să primească un bilet de tombolă, trebuie să conțină produse neperisabile. O făină, un mălai, 2 de orez, 2 de paste, lapte, ulei, zahăr și conserve. Astea sunt baza. Multă lume mi-a zis, de ce să nu mai donăm făină? Sincer, acum mie, dacă mă pui să fac o pâine, mă costă mai mult să o fac decât un leu ca să o cumpăr. Nu se compară calitatea. Dar când te mai costă și gazul, te mai costă și lemnul, te mai costă toate cele și e complicat. Atunci mai bine mai puțină făină și mai puțin mălai și sunt celelalte care să rămână de bază. Și în afară de alimente? În afară de alimente, încălțăminte, rechizite. O chestie cu care la care suntem deficitari sunt foarte mulți oameni care donează îmbrăcăminte, dar nu donează produse de, cum să zic, lenjerie. Chiloți, maieuri, șosete de copii și mai puțin de adulți. Dar pentru copii nu poți să donezi sau să îmbraci copilul cu o lenjerie de corp primită de altă parte. Oricât ai fierbe, oricât... Deci trebuie nouă, lenjeria de corp asta nouă. Asta aș prefera noi. Șosete, maieuri, chiloței... Lenjerii de pat? Lenjerii de pat, da. Chiar avem acum, am fost zilele trecute la Cuza Vodă, cred că știți deja. Cazul de la Cuza Vodă, incendiu, copilașul acela care a murit de 1 an și 8 luni și au rămas părinții și cu fetița de 3 ani. Noi am fost acolo, am făcut și fotografii, am văzut, le vom da pat, șifonier, masă, scaune, absolut tot ce trebuie. Ce nu am lenjerii de pat, nu am pernă pilotă, pătură,
Deja a venit cineva și ne-a adus o profesoară și ne-a adus de la părinții ei o pilotă și o pernă. Nu avem pentru fetiță foarte multă îmbrăcăminte groasă. Avem de vară o grămadă, dar de iarnă nu. Și cam atât. Veselă. Oale, crătiți, farfurii. Știu, toată lumea donează că ne rămân de pe la moște, de pe la părțeală. De obicei donăm la biserică. Da, da, și dacă aveți nevoie, e bine păi, să... cum am și eu acasă, că de, știi cum se face, de fiecare sărbătoare se împarte, farfurie, cană, sunt o grămadă pe care pot să le dau și eu și toată lumea putea să facem treaba asta. Da. Cei din familia din Cuza Vodă au reușit să-și găsesc o locuință în momentul de față? Am înțeles de la doamna primar că le-a făcut rost de o locuință, nu cred că va fi pe numele lor, vor fi lăsați să locuiască acolo de către o doamnă. Urmează săptămâna viitoare să golească locuința de mobila pe care o avea doamna și să o aducem noi, să o și așezăm. Doamna primar a zis că ne ajută cu o mașină de transport. Avem un profesor de la un liceu, de la liceul auto, care ne donează și fonierul cu masă, cu scaune, cu toate cele, adică s-a mișcat repede lumea. Ne-ar mai trebui produse de curățenie și de igienă și nu numai pentru Cuza Vodă. Sunt persoane, acum chiar dacă s-a mărât, un detergent de vase, nimeni nu cer permuțe din alea, detergent simplu, își spală un lucru ușor acolo, că nu, să-și facă un pic de ordine în casă, un pic de curățenie. La astea chiar suntem deficitari. În afară de campania din Suflet pentru Suflet, ce alte campanii derulați în momentul de față sau pentru ce vă pregătiți? Sunt foarte încântată că am reușit să obțin acordul de la Procter & Gamble. Voi aduce paste și periuțe pentru proiectul Colgate, prin proiectul Colgate, pentru toți copiii de clasele 04 din județul Călăraș. Este prima dată anul acesta. Anul trecut iarăși am adus multe. Am adus în primăvară 8.000 și acum voi aduce 13.500 pentru toți copiii clasele 04. Fiecare copil va primi o pastă și o periuță de la Colgate Palmolive, va primi o diplomă, un orar, o lecție, cum să se spele corect pe dinți, ce înseamnă igiena dentară și astea vor fi ținute de către învățătorii respectiv de la clasele, de la școli. Știu că în anii precedenți aveți proiecte prin care dotați unitățile de învățământ cu boilere. Mai este în vigoare acel proiect? Îl mai derulați? Am făcut solicitarea în primăvară, când mi s-a spus că mai putem solicita. Este ultima tranșă în care noi putem să cerem. Și am avut, într-un final, răspunsul inspectoratului școlar cu unitățile care ar mai avea nevoie de boilere. Pot să spun că și cu astea 94 care le vom aduce acum, se fac vreo 400. Cred că suntem primii pe țară. Suntem primii pe țară la adus și suntem primii pe țară la neavut boilere. Adică asta este un lucru rău. Eu mă bucur că am putut să aduc. Este rău că a fost atâta nevoie. Adică solicitări mai aveți în momentul de față? Păi, în momentul în care vin boilerele astea 94, vor fi date către unitățile școlare și după aceea eu zic că nu mai e nevoie, adică 400 de boilere în toate școlile astea totuși. În decembrie ați spus că este ziua Crucii Roșii, deși ne aflăm în plină pandemie. Intenționați să organizați ceva pentru marcarea acestui eveniment? Bineînțeles. Eu am vise mari și proiecte mari. Sper să putem face la Muzeul Municipal, la Florin Rădurescu, să-l acum, că nu l-am întrebat, dar nu cred eu că o să zic că nu. Am descoperit într-o magazie a noastră un aparat de proiecție și avem niște filme foarte frumoase, gen România Film, din acelea mari role. Și am reușit împreună cu băieții de la muzeu să vizionăm câteva role și să ar fi frumos să vadă lumea ce însemna cruce, cum era Crucea Roșie chiar și acum 60 de ani. Deci alea chiar sunt o valoare, rolele alea, și sunt, aș vrea să vedem dacă putem să le transformăm din role, care se strică în timp, să le transformăm pe CD-uri sau, eu știu, alt format. Aș vrea să revenim totuși la campania de donare și să vă întreb unde pot fi aduse donațiile? Unde se pot prezenta oamenii care doresc să dea o mână de ajutor? La sediul nostru. Este cel mai simplu, pentru că aici le sortăm, aici facem punguțele și aici, de aici se pleacă atunci când plecăm în județ.
aici la noi este prelungirea București, bloc de 12, etajul 1, apartamentul 1, sau blocul deasupra magazinului Orange din stația Big. Un bloc cu direcția de sănătate publică, dacă deja multă lume știe unde suntem. Școlile cu siguranță știu.